O să ne vorbească despre customer service, cum se întâmplă la T-Mile și cum a jonglat de-a lungul timpului cu provocările pe care le-a avut în calitatea sa de manager pe suport. Ok, mulțumesc, Radu. În seara asta vom discuta puțin despre customer support. Mi se pare că este un topic atins cam puțin facilitate de să fie cel puțin în workshop-uri și în conferințele astea de WordPress, mai ales având în vedere că acesta, de fapt, a fost punctul principal al creșterii comunității. Totul se baza, de fapt, pe comunicarea dintre developer și user și, bineînțeles, și pe partea de voluntariat. Bun. Aș vrea să menționez că aici mă refer mai mult pe partea de suport, dar care vine la pachet cumva cu produsul sau serviciul vândut și nu la companiile care au ca activitate principală customer support și oferă acest serviciu contra cost. Bun. Suportul este prima linie, este practic fața pe care o are compania în fața clienților. Iar la început, partea de customer support este văzută ca și o cheltuială, pentru că din punct de vedere al business-ului nu produce nimic. Iar pentru tine, ca și firma, dacă ai un departament de suport, este foarte greu să valorifici acel timp, să-l monetizezi, timpul pe care tu s-a ocupat dat de suport îl petrece pentru a comunica cu clientul. Bun. Așadar, ce este departamentul de customer support într-o companie? Este profit sau este cheltuială? Asta este întrebarea pe care mi-am pus eu și în primii ani și am realizat că, de fapt, răspunsul rezultă, să zic așa, din doi factori. Primul este cel de, să zicem așa, perioada în care te afli, dacă ești la început de carieră sau ești la maturitate. Și al doilea, cel mai important, fiind cel de modul tău în care alegi să comunici cu clienții, modul în care tu te raportezi la ei și cum vorbești cu ei. Bun, iar acum le vom lua pe rând. La început de drum, când suportul e vine doar ca o chestie adițională produsului tău pe care îl vin sau serviciului, cum ziceam și mai devreme, este doar o cheltuială, tocmai din punctul ăsta de vedere că nu ai cum să monetizezi acel timp pe care tu îl petreci acolo. Bun. În fine, partea tricky aici este că chiar dacă în mod normal, în short term, ești în partea asta de cheltuială, riști cumva să rămâi tot în partea de cheltuială cu partea de suport dacă pe long term, dacă nu reușești să monetizezi anumite interacțiuni pe care le ai cu ei. Pentru că prins în frenezia asta de a ajuta pe toată lumea cu tot ce au ei nevoie, cumva undeva se rupe firul. Adică mi se pare că este o chestie care poate fi susținută doar în momentul în care tu ai, să zicem, două, poate, produse principale. Nu dacă ai, să zicem, 10. În momentul în care ai 10 produse pe care trebuie să le menții sau să le aduci la același nivel, cumva lucrurile diferă, se schimbă foarte mult, pentru că vei realiza că, de fapt, din 10 produse tu vinzi foarte bine doar 3, dar, de fapt, trebuie să întreții 10. Bun. Iar aici va interveni foarte mult, să zicem, punctul 2, de care ziceam că este vorba de cum comunici tu cu clienții. La T-Mile, noi, de exemplu, avem modelul de business premium. Și, de fapt, este un model de business pe care majoritatea, nu toată lumea, dar majoritatea din această comunitate îl preferă. Ceea ce înseamnă că
ai un produs gratuit, de obicei urcat pe platforma de WordPress.org și cumva userii îl folosesc atare, doar că are anumite limitări, pe care tu le incluzi în versiunea premium. Bineînțeles că versiunea asta free are ca, să zic așa, oarecum o menire și de a-ți promova prin intermediul lui versiunea premium a plugin-ului sau a temei, practic a produsului pe care vrei să-l vinzi. În această situație, produsul tău de pe WordPress.org are, să zic așa, creat în jurul lui o mică comunitate, o pagină, unde clienții pot veni și adresa întrebări echipei legate de produs, acum pot face anumite chestii, și bineînțeles pot da și review-uri. Pe finalul anului 2014, începutul lui 2015, am lansat pe WordPress tema Zerif, care în scurt timp a reușit cumva să devină, să zicem, foarte repede populare și printre cea mai descărcată, să zic, temă din de pe WordPress.org. Iar la succesul acestei, să zicem, temei, au stat de fapt foarte importanți. Primul a fost faptul că am fost singurii care am reușit să facem tema ca în momentul în care o instalai pe instanța ta de WordPress, să se instaleze automat și să arate ca în demo. Asta înseamnă că aveam deja niște widget-uri care se preinstalau automat și în momentul în care tu o instalai, nu trebuia să mai stai să iei de la zero cu construirea temei. Un punct în plus pentru noi, pentru că demo-ul nostru de pe WordPress.org semăna cu cel de pe site-ul nostru. O chestie care de obicei nu prea se întâmpla pe WordPress.org și lumea știe, de fapt, ce mai vechi din domeniul de WordPress, știu că o problemă acolo era că tu nu prea puteai să spui în valoare tema, pentru că arătau foarte diferit. Și acum aici avem un exemplu. Așa arăta demo-ul nostru de la Zerif și majoritatea celorlalte demo-uri arătam în capota de mai jos. Unele mai arată 6, dar așa, doar că nu este neapărat vina lor, este cumva în spate algoritmul care nu prea îți permite să faci anumite chestii. Oricum, s-au mai schimbat multe chestii între timp. Pauză de apă. Al doilea punct de care spuneam, că al doilea factor care a mai contribuit la succesul temei a fost partea asta de suport. Noi, dintre primii, la vremea respectivă, care ajutam clienții cu custom code, dar nu doar pentru a repara un bug care era acolo și, sau să zicem, să ajutăm cu un quick fix. Am mers mai departe de atât și îi ajutam cu CSS și chiar pentru a modifica, să zicem, anumite secțiuni, să le schimbe design-ul, să schimbe design-ul temei, sau uneori chiar și mai departe de atât, dându-le niște cod gen care implică PHP sau JavaScript pentru a schimba anumite funcționalități ale website-ului. Și fiind la început și implicându-ne și investind bani și, să zic așa, timp în partea asta de suport, ne-a ajutat ca mai târziu să creștem și cumva a accelerat acest proces. Așa. Aici, cum ziceam puțin mai devreme, singura diferență e că e o strategie care poate funcționa pentru un produs, două principale. Dacă ai mai multe, lucrurile se schimbă tocmai din pricina timpului pe care ai l-ai de investit aici. Pe lângă asta, ar mai fi o chestie că mai multe produse înseamnă, practic, clienți diferiți, înseamnă că ai mai multe probleme, vor fi mai multe incompatibilități între produse, mai multe produse pe care echipa ta de suport trebuie să le știe, să le cunoască foarte bine pentru a le răspunde clienților. Iar dacă nu ai, să zicem, un om pe produs și fiecare le face pe toate, atunci treburile devin și mai complicate. În fine, cu toate astea, o parte din userii de pe WordPress.org și cei care folosesc produsul tău gratuit, se vor transforma ulterior în client pro și abia de aici devine mai interesant cum comunici tu cu clienții și cum îi convingi să rămână la tine odată ce ei decizi să vină pe platforma ta. Bun, în general, clienții pro vin cu 5 tipuri de mesaje. Primul tip, să zicem, este pentru a raporta bug-uri. Cea de-a doua, să
se referă la faptul că un client vine și îți propune un nou feature, ai o idee despre cum ai ajutat să-ți îmbunătățești produsul. Cea de-a treia este cea de pre-sale și aici sunt clienții care vin și în general sunt curioși dacă pot să își îndeplinească anumite, să zicem, obiective în proiectul lor cu produsele tale sau dacă poate să facă diverse schimbări prin ceea ce le oferi tu. Problema la asta e că uneori se transformă în etichete tehnice, iar asta nu este chiar ideal. Și tot aici mai includem acea serie, să zicem, de useri care ar putea să se transforme în produs, dar nu prea se transformă. Sunt acei useri care zic, folosesc versiunea free, dacă mă ajut cu chestia asta, o să cumpăr versiunea pro. De obicei nu prea se întâmplă chestia asta. Apoi, cea mai time consuming dintre ele este partea de technical issue, sau cum o mai numim noi, nu e un bug, e un feature. În general, sunt clienții care deja folosesc produsul tău. Și este cea mai time consuming, pentru că practic aici tu trebuie să încerci să reproduci problema clientului, trebuie să vezi de ce apare și, cel mai important, cum reușești să rezolvi și să mulțumești clientul ca la finalul zilei să plece liniștit și cu problema rezolvată. Și ultima, dar nu cea din urmă, partea de refund, în momentul în care vine clientul și zice ok, vreau bani înapoi, vreau să plec. Și de obicei asta este, să zic așa, ăsta este momentul în care intră în panică, vor bani înapoi, n-au încredere, dar se liniștesc imediat ce primesc bani, dar sunt ușurați, gata, s-a dus. Așa. Acum, cum ziceam, cum am menționat mai devreme de cele 5 noțiuni, primele două de bug report și feature request, în general, te ajută la consolidarea relației și încrederii cu clientul. Pentru că, de exemplu, dacă vine cineva cu un bug și tu îl ajungi să-l rezolve, poate dacă este cazul, ai și un quick fix pentru el până la release pe care se putea să folosească. Deci, asta ar fi ca o primă cărmintă pe care tu o pui în consolidarea acestei relații. La fel și dacă clientul vine cu un feature request și tu, să zicem, o să ții cont de el, poate chiar vine cu o idee bună și o implementezi în produsul tău. Pentru că în acest mod îi arăți că îți pasă, îi arăți că ții cont de ceea ce zice el și că cuvântul este important. Și până la urmă, asta este cel mai important și trebuie să o dovedești nu doar prin fapte. Adică nu este suficient să zici, da, mulțumim că ne-ai raportat chestia asta, da, mersi eu să ținem cont. Trebuie să și faci ceva. Și asta se dovedește prin fapte și este o chestie care se face în timp și va dura ceva timp, să zicem, de ambele părți. Adică va consuma timp de ambele părți. Bun, aici voiam să vin eu cu un exemplu personal. Eu aveam, să zic așa, aveam o problemă, eram puțin supărat pe cei de la banca mea și pe aplicația lor, pentru că nu aveau o funcționalitate în care eu să pot să văd în real time, să văd câți bani mai am pe card. Adică eu mă duceam, foloseam, de obicei mi se întâmpla chestia asta când plecam în vacanțe. Îmi scoteam o anumită sumă de bani, puneam pe card, neavând chestia asta cu real time, îmi făceam așa un calcul în cap, cam câte grame am cheltuit. Mă duceam, plăteam, pentru că foloseam mai des și la un moment dat la casă și îmi dădea conturi suficiente. Pentru mine asta însemna timp pierdut, trebuia să intru iar în celălalt fond, să-mi transfer bani și așa mai departe. Și între timp am decis să le dau un mail în care să le zic despre problema asta, să le zic că asta este o funcționalitate care mie îmi lipsește, să le spun de ce și cum ar ajuta pe mine pe viitor dacă ar implementa și ei în aplicația lor. Am primit un răspuns după vreo 2-3 zile în care mi-am zis că ok, mulțumim pentru mesaj, din păcate nu se poate chestia asta momentan, dar am trimis mesajul mai departe colegilor noștri. Peste vreo 6 luni de zile am primit un mail de la ei și m-au anunțat că s-a implementat chestia asta și într-adevăr a pus în aplicație această funcționalitate. Bine, acum sunt convins că ei nu au făcut chestia asta când am dat un mail și gata, i-am motivat repede să... Adică nu au fost punctul culminant, dar cu siguranță au mai fost și alți clienți ca mine și în general noi știm că dacă un client îți raportează o problemă, mai sunt vreo 20 care au preferat să tacă și să plece. Posibil să mai fost un factor și piața, concurența care la alte bănci deja pe aplicație exista această funcțiune. Dar în schimb, adică fiind conștient de toate chestiile astea, m-am simțit important. Am simțit că cuvântul meu a fost ascultat, că pot să-mi exprim o opinie și că dacă este ceva ce și ei consideră că pentru business-ul lor ar fi ceva ok, va fi implementată. Iar asta mi-a dat încredere că pe viitor
mă pot baza pe ei. Bun. Următoarele trei din cele cinci precedente, cinci mențiuni pe care le-am spus precedent, sunt cele de pre-sales, technical issue și reform, și astea sunt cele pe care tu le, adică pe care în general le poți monetiza în interacțiunea cu clienții. Bun. Și acum le vor lua pe rând. Prima dată vorbim despre pre-sales, probabil chiar și după nume este cel mai evident că aici cumva este cel mai ușor să le transform, să zicem, în vânzări, pentru că ele deja vin pentru clienți care ar fi interesați să cumpere produse. Cum cea mai devreme, exceptând acea clasă care vine și îi spune dacă mă ajut să fac chestia asta, o să cumpăr Pro-ul și de obicei chestia aia este ceva și produsul tău nu poate să facă by default, necesită custom code și în 99%, din proprie experiență, 99,99% din cazuri nu va cumpăra. Următoarea chestie fiind cea de vorbim despre technical issue. Iar aici, în general, clientul folosește deja ceva de la tine. Cred că m-am grăbit puțin. Mai puțin, da. Aici, de fapt, la pre-sales, voiam să vin și cu un exemplu de la noi. Că aveam un client care folosea versiunea free de la tema noastră Neve. Și voia să schimbe pe varianta Pro, dar nu știa sigur dacă poate să facă chestia asta fără să-și piardă site-ul, să-și piardă deja la ce a lucrat pe site. În primul mesaj. Iar în al doilea mesaj, aici am răspuns, mi-a explicat puțin că nu o să piardă nimic, că de fapt la noi versiunea Pro este un add-on și că site-ul lui va rămâne intact. Iar în ultima, aici este o imagine în care vedem că 3 zile mai târziu de la reply-ul nostru, clientul a cumpărat produsul și a devenit client Pro. Bun, acum urmează partea tehnică, de technical issue, unde, în general, clienții deja folosesc un produs de la tine, doar că pe parcursul dezvoltării, să zic, site-ul își dau seama că ceva le lipsește, ar mai dori ceva sau au descoperit anumite, să zicem, lipsuri ale produsului tău. Și atunci, aici este un moment în care, în funcție de portofoliul tău, poți să te vinzi cum ar fi tot pe tine, să încerci să-i recomanzi un alt produs din portofoliul tău, dar bineînțeles dacă acel produs se meciuiește cu nevoile lui și tu l-ajuns practic pe el să-și îndeplinească obiectivul. Și aici am venit cu un alt exemplu. Avem un client care cumpărase deja de la noi Shopify și dorea să folosească plugin-ul de la Elementor pentru a edita într-un fel deja tema. Singura problemă e că Shopify nu este 100% compatibilă cu Elementor pentru că nu se poate edita front page-ul. Și atunci i-am explicat că nu trebuie asta, i-am spus că momentan nu se poate face ce dorește cu Shopify, dar i-am recomandat tema Neve. Și pe lângă asta am venit cu câteva caracteristici și i-am spus de fapt cam care ar fi diferența, i-am mai dat câteva puncte în plus pe care le are Neve în față de Shopify, pentru a-l ajuta cumva să ia o decizie mai clară, să vadă mai clar de fapt care sunt diferențele și să se poată hotărâi mai ușor. La o săptămână în distanță, Nedul a revenit și a ales să meargă cu tema recomandată de noi, cu Neve Pro. Noi, în unele cazuri, recomandăm și anumite produse chiar dacă nu sunt dezvoltate de noi. Dacă clientul vine cu o problemă, noi știm că există un plugin sau o altă temă cu care ar putea să rezolve chestia asta, indiferent că e free sau că e premium, chiar că nu e făcută de noi, eu recomandăm, pentru că la finalul zilei e mai important ca acel client să fie mulțumit, să plece cu problema rezolvată, chiar dacă cumpără din altă parte, pentru că pe termen lung ne ajută pe noi să fidelizăm clienții. Clienții vor ști că dacă au nevoie de ceva, poate să vină la noi și pentru alte chestii. Adică mă refer ca întrebări și vor aduce aminte dacă mai faci ceva nou, băi, ia să mă duc la ei, că ei m-au ajutat. De exemplu, mi s-a întâmplat, să zicem, mai mult invers, gen, caut ceva, mă duc la magazin, îi zic, bă, nu știu, uite, caut și eu un telefon așa. Păi n-aveam. Știți unde aș putea să găsesc? N-am nici idee. Și mă duc și văd vis-a-vis. Adică nu era că nu știu, pur și simplu se gândesc că dacă preferă să zică că nu știu, poate cumpere ceva de la ei sau așa mă gândesc. În orice caz, ne facem chestia asta și de-a lungul timpului s-a dovedit a fi de ajutor pentru noi. Bun. Probabil
cel mai, să zic așa, din punctul meu de vedere, cea mai grea parte este să întorci un client care dorește să plece. Un client care a cumpărat, și zice că vrea banii înapoi și că el vrea să plece. Și acum ceva timp, un client pe nume Iuraia, s-a păstrat numele pentru că acum el este de fapt colegul nostru, colaborăm cu el, cumpărați un produs de la noi, un plugin cu numele de Revival Post și nefiind mulțumit sau nefiind foarte mulțumit de cum funcționa pluginul pentru el și de suport, a cerut refund. Menționez că în perioada aceea noi pe site-ul nostru încercam să aveam un forum și încercam să avem așa o comunitate noastră, un fel de mini WordPress, dar care să fie construit doar în jurul produselor noastre. Bun, cel de a doua zi am răspuns, i-am făcut refund-ul, pentru că ne ținem de cuvânt. La noi pe site scria, ok, vrei refund, în 30 de zile zâmbai înapoi, fără alte întrebări. Și am făcut chestia asta. Ulterior, după ce a venit la noi în echipă, ne spunea că în momentul ăla el de fapt nu voia să-i facem refund. El ar fi dorit ca noi să-i acordăm mai multă atenție, să ne implicăm mai mult în chestia aia. Asta a fost așa un fel de warning pe care l-a dat el, în care își dorea cumva, nu neapărat să ne sperie, dar mai mult să ne motiveze, să ne implicăm mai mult în problema lui. Și plecând la chestia asta, am făcut și noi un server reply pe care să-l folosim în momentul în care clientul cerea refund. Era o întrebare simplă, dacă ce s-a întâmplat, de ce vrei refund și cum putem să te ajutăm. Ideea în care ne gândeam că ok, poate mai facem din drum. În fine, s-a dovedit că nu prea am avut succes cu mesajul ăsta, pentru că conversia noastră era undeva sub 1%. Iar după ce trimiteam asta, mai dădeam un mesaj în care le ceream un feedback. Dar mesajul era trimis în mail-ul în care le spuneam că s-a procesat refund-ul. Și ăsta mergea și mai rău, adică aveam și mai puține răspunsuri de la ei, colectăm poate puțin feedback. Și anul trecut am decis să schimbăm puțin mail-urile astea și am făcut două mail-uri. Primul fiind numit Refund Initial Response și practic ăsta este mail-ul pe care noi îl trimitem în momentul în care clientul ne zice că vrea bani înapoi. Ce am schimbat aici, spre deosebire de mail-ul pe care îl foloseam anterior, acum întrebăm despre feedback înainte să procesăm refund-ul. Iar cel de-al doilea, mail fiind refund requested, refund completed, pe care îl trimitem după ce clientul ne zice că într-adevăr dorește să-i dăm bani înapoi și este cel pe care îl trimitem în momentul în care am procesat refund-ul. Bun. Faptul că am schimbat aceste două mail-uri, pe mine ne-a ajutat cu ambele puncte pe care le-am zis mai devreme. În primul rând, am început să convertim mai mult. Practic, am reușit să avem mai mulți clienți care ajungeau să își zică că își doresc bani înapoi, dar ulterior reușeam să-i convingem să rămână să folosească produsul în continuare și data de conversie ajungând undeva între 35% de la sub 1, ceea ce este ok. Bun. Tot de la modificarea, să zic așa, abordării, am mai avut o chestie cu feedback-ul pe care îl colectăm acum fiind mult mai mult. Bine, adică avem o conversie mult mai bună decât înainte, tocmai pentru că întrebăm de feedback înainte să procesăm refund-ul, iar acum omul are și intenția de a spune ceva, simte că își ia off-ul cumva și pe noi asta ne ajută că iau fiind curaj să zică ok, ai problema asta sau vreau bani înapoi pentru că înainte primea banii, zicea ok, avem și noi nevoie de un feedback, el și-a primit banii, nu prea mai conta. Acum, în cazul în care vă întrebați cum facem noi, adică cum aflăm rata asta de conversie, de exemplu, adică câți clienți am reușit să întoarcem din cei care cer refund, modul în care noi reușim să facem chestia asta este folosim două taguri. Avem un tag de refund requested, fiind tagul pe care îl dăm prima dată clienților în momentul în care ei cer refund, punem acest tag ticket-ul și apoi punem primul serviciu de care spuneam, initial response. După care, în momentul în care clientul revine și îți confirmă că vrea refund-ul, îl punem pe al doilea, refund completed. Dar abia după ce am procesat plata, am procesat refund-ul. Așa,
Iar ca să vedem diferența dintre oamenii care își doreau să facă, doreau bani înapoi și cei care de fapt au primit bani înapoi, practic ne uităm la câte au fost, câți oameni le-au cerut, reform și câte am completat. Și practic diferența aia care rămâne aia sunt oamenii noștri. Cu ce ne ajută chestia asta? Păi ne ajută cumva tot pe noi să evoluăm, cumva să analizăm tichetele în care am avut succes cu a întoarce clientul, să vedem de fapt care a fost problema lui, dacă a fost o problemă în abordarea noastră, dacă a fost o problemă în produs, să învățăm, să știm pe viitor cum să reușim să întoarcem cât mai mulți clienți de acest gen. De exemplu, aici, noi pentru a comunica cu clienții folosim HelpScout ca și tool, dar, de exemplu, tabelele astea pot fi folosite majoritatea tool-urilor care au specificul ăsta de mailing, de a comunica cu clienții. Ca o mică recapitulare pe la ce am discutat astăzi, suportul înseamnă profit pe termen lung. Doar dacă reușesc să monetizez interacțiunile cu ei prin recomandarea produselor proprii, dar doar acolo unde chiar reușesc să-ți ajuți clientul cu produsul tău. Dacă nu, pe termen lung oricum este ok să le recomand și produsele altora pentru că se vor întoarce într-un fel la tine. Apoi mai este partea de pentru o abordare mai prietenoasă cu clientul și să fie întotdeauna orientată către client. Și aici nu doar când momentul în care faci, să zicem, faci reform, ci întotdeauna, pentru că clientul chiar și în ultimul moment, așa cum am văzut în exemplul de mai față cu client care ne-a devenit de fapt coleg ulterior, el vrea să știe că el și nevoile lui sunt în prim plan până la final. Deci e un punct în care întotdeauna clientul trebuie pus și nevoia lui pe primul plan. Iar asta, pe termen lung, înseamnă încredere, fidelizare, care egal, mă rog, care de fapt va crește retenția clienților și odată cu retenția clienților va crește numărul de auto-renewal-uri pe care tu l-ai. Și mai târziu, de fapt, aceste auto-renewal-uri înseamnă niște venituri cu costuri reduse, pentru că, în general, clientul, după ce își face site-ul, nu prea mai vine, cel puțin la noi, a cumpărat și a făcut site-ul, nu prea revine cu întrebări. În schimb, se gândește că merită pentru el să plătească, pentru că știe că dacă va avea nevoie, este ceva acolo pentru el, din când periodic primește update-ul la produs și se mai gândește, ok, să ajute compania, pentru că știe că în momentul în care compania rezistă pe piață și odată ce lui i-a plăcut un produs de acolo și susține compania, va avea și ulterior de unde să mai cumpere dacă este nevoie. Da. Cam asta. Vă mulțumesc pentru atenție și acum la ce întrebări pot să vă răspund. Eu am